Deasupra planetei Tenemul. Tipul rău începe să vorbească în 3, 2, 1. Stimați cetățeni ai planetei Quartu, stau în fața voastră mândri blargi, pentru că diseară vom schimba sensul realității. Vom sfida natura fără să clipim. De asemenea, am încălcat 16 legi galactice și o ordonanță stelară, așa că nu se va difuza nimic online. Minunate vorbe, domnule. În doar câteva momente vom dezlănțui o armă atât de puternică încât... Stanley, pe bune, tot mai scris SMS-uri după tot ce am spus? Aha. Victor, ești amabil. Apelare, mama. Alo, casa Horkelberg? Alo, cine e? Cine e la telefon? Herman, ieri tipul ăla, îi aud respirația grea și... și mesele. Gata, sunt la poliție. Mai are cineva chef de SMS-uri? Ridicați mâna. Cineva? Foarte bine. Începeți distrugerea planetei. Porniți, distrugătorul planetar! Pe bune. Ratchet și Clank, Cavalerii Galaxiei. Platoul Hizir, planeta Veldin, cât de cât. 497, 497, 498, 500! Haide, doar atâta poți! Vreau să dai din tine 2.010%! 1 și 2 și 3 și 4! Nu uita, dacă te doare e bine! Dar dacă începi să miroși, nu e bine! 3, 2, 1! Bine, acum să dăm totul! Să nu mă dezamăgești! Poți să simți, ha? Ha? Simți durerea! Pe bune? Sunt în priză! Fac față la orice îmi dai! Haide, să te văd! Bine, încă 2000! 2000? 1, 2, 3 și 4! Fără durere, nu câștigi! Reveni după aceste reclame! Bine, roboților, să-i dăm drumul! Exercițiile șefilor vor reveni! Arde! Planeta Tenemul s-a dus. Ce? Bună! Dallas Wanamaker sunt. Astăzi la ora 17, o altă planetă nelocuită a fost distrusă fără avertisment sau motiv. Este al patrulea caz în recenta istoria liniștitei noastre galaxii. Drept rezultat, președintele a solicitat ca mereu vigilenții noștri șerifi galactici să-și mărească efectivul de la 4 la 5. Pe bune? Doar 5? Bine. Acum urmează un mesaj de la omul zilei, capitanul Quark. Spațiul. Un minunat tărâm al aventurii și pericolului și al imensiunii. Capitanul Quark? Galaxia Solana e căminul nostru și, din câte știți, e într-o stare de criză. Șerifii galactici caută un nou recrut să ne ajute în cercetări. Deci, dacă ești un nimeni în căutarea aventurii, vino la Spaceport să mă întâlnești. Capitanul Quark. Începeți montajul! Următoarea oprire, platoul Kizil de pe planeta Veldin. Platoul Kizil? Exact! Platoul Kizil. Probe pentru șerifi. E super tare. Șeriful galactic, mâinile sus! Sunt șerif galactic, fraiere! Mâinile...
șerif la pământ. Misiune îndeplinită. Alo? Am venit să-mi iau nava. Vin într-un minut. Cu aproximație. Alo? 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 Sunteți gata să fiți dat pe spate? Nu. Da! Presupun că ăsta e un da. Motoare Protolux, pachet de arme Gadgetron și un mega magnet așa de puternic că poate ridica o agrafă de la 2 kilocubiți. Cred că e o greșeală. Eu am venit să-mi reparați scaunul ejectabil. Dar de ce să repar ceva când îl poți îmbunătăți? Veniți! Luați loc! Haideți, porniți mega magnetul! Super tare, nu? Poate, dar la ce-mi trebuie? Păi ați putea să... adică știți, dacă vreodată... nu știu. Nu-i nimic, o pot îndrepta. Poate ar trebui să... să oprim frumusețea asta. O, frate. Wow, atenție! Alo, ei, atenție! Ei, chiar căutam asta. Ce-ți nimic. Dacă tot veni vorba, aveți centura pusă? Ați luat permisul. Wow! Puteți apăsa butonul de oprire, vă rog? Buștanul de oprire? Butonul de oprire! De pe bord! Muflonul de opincă de pe șprot! Rezistați! Rezolv totul! Da! Coada ta e pe fața mea! Ei, nici priveliștea de aici nu-i plăcut, amice! A fost cât pe ce, nu? Vreau bani înapoi! Da, asta îmi va apărea la evaluarea bianuală. Planeta Quartu, sediul Trek Industries. Acum cu două locații, doar pentru voi. Ați pare mai supărat decât de obicei, Victor. Vino! Știu exact ce te va înveseli. Următoarea țintă. Privește ce cascade! Ce fiorduri! Dealurile acoperite de iarbă corvoxiană. Exact de asta am nevoie. Da, domnule, întreaga regiune e patrulată de șerifii galactici. Va fi planeta noastră. Și o vom cuceri cu un atac surprinzător. Trupele noastre vor ataca șerifii galactici mai întâi și vă elimina din ecuație de tot. Stați! O luptă reală? Roboți împotriva ființelor. Presupun că-ți place, nu? Desigur că-mi place, dar nu avem trupe. De asta mă voi ocupa personal. Peste două zile șerifii galactici vor fi distruși și îmi voi putea încheia capodopera. De câte ori, Ratchet? De câte ori? Hai că n-are nimic. A aterizat în niște iederă. Iederă otrăvitoare. Ascultă, ești un mecanic inimos, dar ești indolent. Indolent? E un cuvânt urât. Prefer fără griji. Prea devreme? Da, a fost prea devreme. Știu că viața ta n-a fost ușoară, dar nu te poți comporta mereu așa când am un atelier de condus. Ce ai în ultima vreme? Simt că ar trebui să fac mai mult. Mereu am visat să fiu șerif galactic. Să fac lucruri mari, precum capitanul Quark. Vrei sfatul unui bătrân mecanic? Visează mai puțin. Astfel nu vei fi așa de dezamăgit. Te rog, Grim.
Am nevoie doar de o oră liberă să pot merge la spaceport pentru probe. Ai promis că mă ajut să spăl cu protonii fiecare navă de pe platou. E aproape vară. Oamenii ăștia depind de noi. În primul rând, e mereu vară. Trăim într-un deșert. În al doilea rând, promisiunea e încă validă. Este 100% validă și se aplică peste o oră. Da, tu ești un prieten minunat, Grim. Să nu lași pe nimeni să-ți spun altceva. Mă întorc înainte să-ți dai seama. Ești cel mai tare șef din galaxie, o inspirație pentru noi toți. Să nu te schimbi niciodată. Da, n-am nimic. Domnilor și domnilor, ridicați-vă în picioare și priviți așa cum doar planeta Velni știe, pe șerifii galactici. Prima, mai ditaje și apoi pune întrebări când are chef. Copernicus Quark și da, am trecut printr-un impresionant zid de foc, da. Voi fi cinstit cu voi, oameni buni, pentru o clipă. Când președintele Phyronix a recomandat recrutarea unui nou șerif, am știut exact unde să mă duc. Exact! Te vrem pe tine! Galaxia e un loc periculos. Invazii, pirați spațiali, supernove! Știu ce gândiți. Am ceea ce trebuie. Poate nu l-ați oprit pe Dr. Nefarious să distrugă orașul Aliro. Poate nu l-ai oprit pe Neftin Prog să transforme populația de pe Aradia în daltoniști de două ori. Până la urmă, poate nu aveți o bărbie perfectă și niște pectorali dumnezeiești, dar dacă doriți cu adevărat, atunci aveți ceea ce trebuie. Nu ai ceea ce trebuie. Dar... îmi doresc cu adevărat. Da, dar din păcate, dorința e închisă într-un trup slab, fără mușchi și fără experiență. În plus, trebuie să ne gândim la cazierul tău. Ai primit foarte multe amenzi. Posesia ilegală a unei arme gravitaționale? E o neînțelegere. Am crezut că piratul ăla e cinstit. Folosirea unui accelerator de pe Piața Neagră. Folosire e un cuvânt nepotrivit. A explodat când l-am pornit. Perturbarea voită a spațiului și timpului? Ha-ha! Aia e o poveste nostimă. Ești echipzuit, de necontrolat și ești periculos. Asta-i treaba mea. Stai, dă-mi măcar o șansă. Scuze, nu-i timp, galaxia e în pericol. Hai, du-te în lume și nu uita. Poți face orice dacă ești eu. Următorul. Știu trei stiluri mortale de luptă pe care aș vrea să vi le prezint. Să ne cărăm din orășelele astea de provincie. Dr. Nefarious, savantul nebun care a făcut totul posibil. Nebun sugerează un handicap cognitiv. Eu sunt mai mult un savant răzbunător. Presupun că ați venit să inspectați trupele. 300 de militari construiți din cel mai bun raritaniu din galaxie și programați să-i ucidă pe șerifii galactici. Alimentați cu protoni, nu ruginesc și sunt ghidați prin laser. Fiecare dintre aceste creații perfecte este o mașinărie de ucis eficientă și fără scrupule. Mașinărie de ucis fără scrupule? Mă face să-mi doresc și eu copii. Dar vor rezolva treaba. Nu mi-ar plăcea să te trimit înapoi unde te-am găsit. Care este obiectivul principal? Obiectiv principal, distrugerea șerifilor galactici. Inspecție terminată, liberare, armă. Roboți mei, cunosc fiecare strategie din manualul șerifilor. Ei nu doar că îi vor ucide pe șerif. Țintă reperată. Ei vor anihila! Frumos. Au ucis și luminile. Era
Așa mai merge. Țintă localizată. Vai de mine. Care este obiectivul principal? Distrugerea cerifilor galactici. Care este obiectivul principal? Distrugerea cerifilor galactici. Care este obiectivul? Bună. Defect detectat. Pregătire, distrugere. În 3, 2, 1, stai. Un defect? Du-te să te joci, Victor. Vin după tine, defectule. Computer, stabilește cursul spre sediul șerifilor galactici. Destinație programată. Nu vom reuși niciodată, dar hei, ce pot face? Vai de mine. Sayonara, amigo. Ratchet. Deci... ai plecat să salvezi galaxia. Se pare că ai avut dreptate. Ar trebui să visez mai puțin. Nu voi fi niciodată șerif. Ce? Wow! Pericol detectat, pericol detectat. Eu ți-am zis că nu vom reuși. Dar m-ai ascultat? Nu. Alo? Ei, cineva acolo? Pregătește-te pentru moarte iminentă. Trebuie să fie o cale mai bună de a spune asta. Scuze. Pregătește-te pentru moarte iminentă. Mai bine așa? 5, 4, 3, 2, 1... Carcasa vectorială intactă, placa de masă pare intactă. Trebuie să ajung în orașul Alero. Ei sunt în pericol. Stai, cine e în pericol? Vine o armată, trebuie să-i avertizez. Stai o clipă, mai ușor, de-abia te-ai prăbușit. Ce-ar fi să te duc la garajul meu? Te voi verifica și te repar într-o clipă, ce zici? Mulțumesc, sunt recunoscător de ajutor. Cu plăcere. Cum să-ți spun? Presupun că denumirea mea este robot defect D5429. Cred că mai bine îți spun Clank. Eu sunt Ratchet. Sus și jos. Da, așa e mai bine. Te pricepi? Bine, destul. Sau continuăm? E bine și așa. Încă puțin și... gata. Ei, cum te simți? Perfect operațional. Super. Deci, ce cauți aici în deșert?
Am o misiune de galactică importanță. Galactică importanță? Oh, frate, cred că ți-ai stricat procesorul. Câte degete am ridicat? Două. Dar nu văd relevanța întrebării. Președintele Drake a construit o armată de roboți. Îi vor asasina pe șerifii galactici mâine. La o astfel de galactică importanță te gândeai? Păi de ce n-ai zis așa? Te pot ajuta? Nu pot cere unui civil să se implice în ceva așa de periculos. Păi eu nu sunt chiar un civil. Șerifii și cu mine suntem prieteni. Altfel de ce aș avea atâtea poze cu ei? De ce nu apari în niciuna? Păi cineva trebuia să facă și pozele, nu? Haide, vino, am și o navă. Se dezasamblează pentru a pătrunde pe teritoriul inamic. Ce zici? Sala eroilor, orașul Aliro, magazinul de suveniruri deschis zilnic. Înțeleg ce vrea președintele, dar care sunt șansele să găsim un adevărat șerif în sălbăticie? Oricum, noi trei ne putem descurca cu orice. Sunt cel mai mare fan al tău. Mă atinge. Dă-l jos, dă-l jos! Pista! Navă de luptă inamică! Cetățene, adăpostește-te! Țintă reperată! Ce? Nu am reușit să identific specia ta în baza mea de date. Mi s-a mai spus asta. N-am rămas prea mulți. Oricum, nu în galaxia asta. Sunt un Lombax. Un Lombax? Fascinant. Da, m-am prăbușit pe Veldin când eram mic. Niciun bilet, niciun mesaj, niciun nume. Așa ca tine. Ne apropiem de destinație. Wow, orașul Aliro. Da, ai dreptate. Nu se poate. Am început invazia, am ajuns prea târziu. Țintă localizată. Ai bătut la ușa greșită, ombre? Ce zici? A sunat grozav? Oh, frate! Ținta! Ținta localizată! Ținta! Ținta loc! Braț la braț! Super! Capul capitanului sau îl voi lua pe altă un loc. Mă ocup eu de ei. Bun venit la sala eroilor. Opa, cred că am uitat să instalez sistemul de ochire. Poftim prea controlul pentru o clipă. Eu, Hei, ce se întâmplă acolo? Din nefericire, abilitățile mele de pilot sunt, cum să le spun, un pic slab dezvoltate. Da, asta se vede cu ochiul liber. Ratchet, e clar că nu suntem pregătiți pentru asta. Ar fi trebuit să contactăm șerifii pentru a-i avertiza de asta. Da, de parcă ne-ar fi crezut. Dar ai spus că sunteți prieteni. Ce? Cred că ai scos propoziția din context. Șerifii și cu mine suntem prieteni. Tu înregistrezi tot ce spun eu? Aaaaaa!
lava. Pot rezolva asta? A fost grozav! Ucideți! Ratchet, cred că am o idee. Armamentul tău include un megamagnet. Rescriu programul pentru a izola aliajul de raritanium folosit la crearea noastră. Grozavă idee, Clank. Hai să vă văd! Sunt prea mulți! Șerifilor, rezistați! Pregătiți-vă să muriți, ratați galactici! Haide, haide! Execut programul și pornesc megamagnetul. Funcționează? Se pare că da. Țintă localizată. Wow. Nu se poate. Da! Oh, da! Filmezi asta, nu-i așa? Doi civili salvează orașul. Avem 300 de roboți înarmați care se apropie. E, știu, nu-i grozav? Pregătiți-vă să plecați de unde ați venit. Închid megamagnetul la comanda mea. 3, 2, 1, acum! No. No! No! Wow! Extraordinar! Trecă glumești! Coboară! Baby! Să-i lăsăm pe eroi să respire puțin. Vă răspund bucuros la orice întrebare în numele lor. Capitane Quark, sunt Juanita Alvaro, Holovid Knightley. Blargii au stat ascunși 50 de ani. E posibil ca întoarcerea lor să aibă legătură cu distrugerea planetelor? Eu cred că e puțin exagerat. Nu-i așa, Juanita? Îmi cer scuze, capitane, dar e opera lui Drake. Iar atacul de azi dovedește că e doar începutul. Gata, gata. Trebuie să rămâneți calmi. Totul este sub control. Capitane Quark, sunt Dallas Wanamaker. Le veți propune celor doi eroi să vi se alăture? Wow! Ce-ai zis? Păi... Eu... Păi... Eu nu... Văd de ce nu! Ați auzit asta în exclusivitate! Căutarea noului șerif galactic s-a încheiat! Orașul Alero nu va uita ziua când a fost salvat de... un fel de pisică! Cum s-a întâmplat așa ceva? Să-mi explice cineva! Tu! Tu ar fi trebuit să știi cum gândesc! Cum ne n-ai anticipat asta? Și Victor! Știi câți candidați ai învins pentru postul tău? I-aș fi putut angaja pe frații Zizel. Voi mă faceți să vreau să vă polițez pe cineva. Voi ne-ați oprit temporar proiectul. Toți roboții vor lucra pe distrugătorul planetar până se liniștesc apele. Înainte de a lua decizii pripite, mă întrebam dacă îmi permit să analizez problema. Continuă. Întrebarea e simplă. Cum distrugi o echipă de eroi? De fapt, sunt multe căi. Lanțuri, cuțite, arme, o piatră imensă? Piatră? Răspunsul este din interior. Dacă vom continua să folosim forța brută, vom pierde de fiecare dată. Dar dacă îi ațățăm unul împotriva altuia,
Desigur, avem nevoie de o verigă slabă, o minte slabă care va crede orice îi spunem. Un prost coruptibil. Dar cine? Cine? Bă, băieți, îmi vine o idee. Sunteți genial, domnule? Știu. De obicei, antrenamentul nostru durează un an întreg. Dar trebuie să atacăm Drake Industries în 3 zile. Asta înseamnă că voi doi veți beneficia de cursul accelerat. Ne va antrena Brax Lectrus? Tipul ăsta e o legendă. Oferiți și cursuri de începători în aviație? Nu te supăra, micuțule, dar nu cred că zborul e pentru tine. Capitanul Quark a sugerat să te punem într-un post mai puțin... periculos? Exact, centrul de operațiuni al cerifilor galactici, adică Debaraua. Vei plânge după mămica? Stai, tu chiar plângi? Salut, Laris! Salut, Brax! El e noul meu asistent? Salută! Biroul tău e foarte... impresionant. Elari se ocupă de îmbunătățirea echipamentului și suport tactic. De obicei, prima parte. Șerifii mai întâi trag și apoi întreabă. Scuze, n-am vrut să sune chiar așa. Ce ai zis? Vino, să-ți arăt locurile. Aici să mergem, cadet. E timpul să devii șerif. Iar aici, aici e locul despre care vorbeam. Ne vedem în curând. Ne vom distra grozav. Deci, noroc. Bun venit, cadet! Să te îmbrăcăm în noul protocostum. Protocostumul este cea mai bună armură de pe piață și vine în culorile aflate la modă. Super! Un senzor neuronal din cască îți citește gândurile și te echipează cu arma dorită. Încearcă să primești combustorul. Așa, echipat cu combustor. Oh, ce tare. Combustorul este arma de bază a șerifilor. Îți permite să lovești ținte de distanță mică sau medie. E jenant. Distrugătorul Alpha trage cu un jet ucigător de plasmă, lovind mai multe ținte simultan. Vezi? S-a prins. Micuțul ăsta e negociatorul. Trage cu rachete puternice cu rază mare de acțiune. Grozave la țintele blindate. Fierăstraiele. Uriașul. Eu știu, spirala morții. Grenada atomică. Wow, frate. Cum mă descurc? Ăsta chiar e biroul tău? Reduceri bugetare. Dar nu mă deranjează așa de mult ca pe ultimul tip angajat aici. Dr. Nefarious. L-a nebunit. Pe bune, a devenit malefic. Dar nu te teme, eu nu voi păți asta. Asta e ciudat. Ce e ciudat? Rulez o diagnoză bazată pe fragmentele găsite în locul planetelor distruse. Fiecăruia îi lipsește o bucată importantă. Poate că bucățile sunt pe acolo pe undeva. E foarte mult spațiu în spațiu. Cred că da, dar merită să-i spunem capitanului, nu-i așa? La o parte! Atenție! Sosesc! Faceți loc! Calmați-vă! Toată lumea să stea calmă! Ceva epic se întâmplă! E super tare, nu, Clank? Așa, bravo! Să zbori ca o pasăre maestuoasă! O pasăre maestuoasă care știe toate stilurile de luptă! Admirați maestrul! Capitane, Elaris și cu mine... N-am timp! Avem informații... Trebuie să zbor! Domnule, coborâți, vă rog, 3 minute să vorbiți cu noi! Și au pornit stropitorile! Dar hei, am vești bune. Aveți deja un mop, nu? Asta e tot.
Te rugăm, trebuie să discutăm despre descoperirile noastre. Pe mine mă interesează doar să descoper popota sălii eroilor. Să mergem, cadet? E cu 3 etaje mai sus și azi e ziua fripturii. Friptura vin! Mereu se poartă așa urât cu tine? Ah, nu! Ba da. Noua figurină de acțiune rece, Șeriful Galactic! Frate, pentru un oraș mare, oamenii sunt foarte prietenoși. Și cam zgomotoși. Scuze, am crezut că e un colț de gunoi! Exact! Doamnelor și domnilor, salvatorul planetei, nimeni altul decât Cricket. Fii atent! Ce zici de asta, Clank? Sunt faimos? Da, sigur că e incitant. Dar baza mea de date îmi arată că faima e supraestimată și efemeră. Ești de acord? Ha, da, sigur. Foarte efemeră. Hei, crezi că vor numi o stradă după mine? Sau un parfum? Ah, Ratchet, miroși ca un erou! Ușurel, nu e grabă. Credeți-mă, pot face asta toată ziua. Scuze, oameni buni, dar din păcate nu avem timp pentru prostiile astea. Sunt pe cale să-mi dezvălui minunatul plan al atacului asupra Drake Industries. Doar dacă, desigur, nu-mi vrea cineva autograful. Foarte bine, oricum n-avem timp. Vă iubesc pe toți! E mai înalt ca realitate! Bine, șerifilor, planul de atac e simplu. Ne parașutăm în orașul Scorg, tragem o grămadă de gloanțe, îl arestăm pe Drek și ne întoarcem acasă la timp pentru gofră. Da, da! Gofre! Așa, bine! Stai! Ăsta-i planul? Da, ăsta. Scuze, capitane, dar președintele Drek este viclean. El va fi pregătit pentru atacul nostru. Ascultă, cred că e mai mult decât adorabil că ai decis să-ți faci temele. Dar marii eroi fac fapte mari. Fiecare secundă risipită cu vorba e o secundă pe care Drek o poate folosi să distrugă altă planetă. Dar nu merită să luăm o pauză pentru a revizui planul? Avem holoschemele și putem să... Mai e altcineva care crede că ar fi trebuit să împușcăm ceva până acum? Pentru că simt că ar fi trebuit să împușcăm ceva până acum. Mulțumesc! Atunci să votăm. Cine e pentru să-i spargem ușa lui Drek cu un arsenal uriaș și să restaurăm pacea în galaxia în fierbere? Să spună da. Da! Cine e pentru să stăm ca tocilarii holbându-ne la niște scheme? Să spună nu. 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 Moțiune aprobată. Vom ataca Drek Industries diseară. Pregătiți-vă, șerif. Echiparea și ne întâlnim la sasul de la pupă. Spațiul aerian Drek Industries. E timpul atacului. Chiar dacă mă bucur să ajut misiunea în orice formă, cred că aranjamentul ăsta e puțin... jenant. Îmi pare rău, dar ești singurul care a fost în fabrica de roboți a lui Drek. Oricum, e cea mai bună cale să-ți ții pasul. Frumos rucsac. Nu uita, motoarele sunt acționate de costumul lui Ratchet, așa că nu încerca să zbori singuri, da? Mă voi avânta pentru... E pe mâini bune, Laris. Ești sigur că vrei să iei bagajul în plus? Fără supărare, dar vom ateriza într-un cazan. Și știi ce e în acel cazan? Pericol? Este... da, e pericolul. Să pornim! Bine, echipă, să pornim! Nu uitați, ținta noastră e președintele Drek. Gata, șerifi? Când ajungem la 3. 3. Hai repede, puștule! Bine, amice, ești gata? Păi, eu... Da! Am ajuns. Vreo urmă de Drek? Negativ.
Locul pare abandonat. Sistemul meu intern de ghidare îmi indică să o luăm la dreapta. Instinctul îmi spune pe aici, Clank. Mă bucur că ți-ascult sentimentele, puștile, dar o luăm la dreapta. Pentru că sunt șerif veteran și așa spun eu, de aia. Bine, bine. Puh, frate, ce mofturi. Ce-ai spus? Am spus mersi pentru vorbele înțelepte. Ce-ai întors-o? Pare prea ușor. De ce n-a sunat alarma? Da, e ciudat. Atenție, toată lumea. Inițiați faza 1. Să împrăștiem gândacii. Apasă butonul Z. Zurcon. A auzit cineva asta? Zurcon. Inițializez scannerul. Recepționez ceva. Da, și eu. Zurcon! Domnul Zurcon v-a prins! Ce-i un Zurcon? Roboți bodyguards! Ei apără pe oricine îi activează! Domnul Zurcon este aici! Zurcon urăște șerifii galactici! Atenție! Bine tras! Dacă mai faci asta, te împuși cu mâna mea! Ce-i locul ăsta? Dacă îmi permiteți. Iuhu! Șerif prost! E prea mult! Domnul Zurcon își prezintă tiforia durerii! Nu! Mișca! Te ascult! Capitane Coalec, vă urmăresc de câteva zile și cred că e de-a dreptul oribil ce... Ved! Scuze! E de-a dreptul oribil ce ți-a făcut Ratchet. A făcut oamenii să uite cine este eroul. Tu ai vrut doar să protejezi galaxia și cum ai fost răsplătit? Ai fost uitat pentru un... Păi, nici măcar nu știu ce e. Chiar dacă ar fi adevărat, n-aș putea trăda niciodată cetățenii din Solana. Prietene, trădându-i îi vei face să te iubească. Permite-mi să-ți prezint echipa mea personală de blargi profesioniști în PR. Băieți, spuneți-i ce veți face pentru el. Din câte înțeleg, tu ești victima aici. Lambax să-l te-a obligat să faci asta. Serios? Ai fost disperat, emoțional, speriat. Deprimat chiar. Nu știai ce face, iar trădarea a fost un strigăt de ajutor. Serios? Așa va fi o carte, câteva apariții la TV. Un holofilm? A nu, o trilogie. Peste 6 luni nu vei mai fi capitanul Quark, erou. Vei fi capitanul Quark, supraviețuitorul. Ha? Nu trebuie să te rănești, capitane. Putem evacua planeta și le oferim acestor oameni un nou cămin, o viață mai bună. N-am înțeles? Fascinant. Acestea sunt planurile pentru ceva numit Distrugătorul
planetar. Distrugătorul planetar? De ce Drake ar distruge planete? Nu le distruge de tot. Se pare că Drake încearcă să construiască planeta perfectă. Haide, să mergem! Așteptați-mă! Stați! Scuze, Zed, îți voi scrie o excelentă scrisoare de recomandare. Nici măcar n-ai mers cum ești. E Space Gunsta, te-a pe noi aruncă. Bună. Înainte să începeți, interogatoriul este important să înțelegeți că sunt loial angajatorului meu. Și așa am aflat că am intoleranță la lactoză, chiar dacă papagalul ar fi murit oricum, pentru că mereu zbura pe geam. Nu l-ar arunca, ce... nu? Cine știe? Dar numele adevărat... Când am spus spune-ne totul, mă refeream la lista lui Drake. Deci, scuipă tot! Probabil. Aș fi mai mult decât bucuros să vă ofer lista, dar din păcate am semnat un contract de confidențialitate pe Don. Vreau restul țintelor. Acum! Te rog. Ar fi trebuit să fie o slujbă temporară până îmi demara cariera muzicală. Bine, bine! Novalis! Vrea Novalisul! Novalisul? Dar Novalis e populat! Da, are 43.618.942 de oameni, mai exact! Doamna Snorkelson a născut gemeni de dimineață! Trebuie să ne grăbim! Hei, capitane Quark, amice, mă mai știi? Și biroul lui Drake, acolo unde ai semnat contractul și... Nu fața! Între timp, înapoi pe distrugătorul planetar. Agenduță, adică jurnal, da. Dragă jurnalule, iar am schimbări de dispoziție. Acum râd isteric, apoi râd maniac. Presupun că se datorează faptului că totul merge conform planului. În curând voi fi plecat de mult, iar sistemul solar va fi doar un nor uriaș de praf și gaze. Scuze, doctore, președintele Drake dorește să vă vadă. De când stai acolo? Am venit la partea despre praf și gaze. Este jurnalul meu de dietă. Îmi țin o contorizare strictă a ceea ce mănânc, ce alimente îmi provoacă... Praf și gaze? Exact! Ce tare! Generalul Quark pe poziție. Dezactivează cu măiestrie sistemul armamentului și... Mulțimea o ia razna, da, da. Quark e cel mai tare, da. Planeta Novalis, populație 11.150.208.722 și scade. Turnul Novalis, convoiul de evacuare numărul 262, părăsește orbita. Evacuare 16.100 de metale. Soldați, fiți gata. Deci, care-i planul, capitane? Ce? Planul? Da. Să vă zic cum vom face, șerifilor. Voi pleca primul și voi încerca să mă înțeleg cu Drake ăsta, să văd dacă îl pot convinge ca de la om la om. Să-l convingi? Nu vă înțeleg, domnule. Domnule, a distrus deja 5 planete. Cred că am terminat cu vorba. Capitane, dacă ne ofer măcar 30 de secunde, cred că am o idee. Da, bine, spune. Ei bine, verificam schemele distrugătorului și mi-am dat seama că poate fi... Am pornit! Capitane, stai, tărinile sunt pe drum, ar trebui să... Se apropie o navă inamică, domnule! Să tragem cu tunurile cu protoni? Încă nu! Am acolo o marionetă nou-nouță și voi ține un spectacol! Încep misiunea secretă. Nu-i ușor să fii erou. Hashtag laudă modestă... Hashtag cel mai tare, hashtag fără filtru, hashtag nu sturnător. Nu strădător. Capitane Quark,
te-ai descurcat minunat! Fii sincer, ești actor profesionist? Da, de fapt, am jonglat cu rolurile de teatru în școală. În fiecare an eram tatăl. Da, o poveste minunată, mi-ar plăcea să aud. Dar mai întâi, ai dezactivat sistemele armelor ale flotei șerifilor, da? O, să fim siguri că doar nu vrem ca o situație tensionată să ne scape de sub control, nu? Desigur n-am vrea așa ceva. Și am cuvântul tău că echipa mea nu va fi vătămată, da? Oh, dragul meu, capitan, unde ți-e încrederea? Distrugeți-i pe toți! Recepție, recepție! Toate unitățile atacați! Ha? Eroare, sistemul de arme compromis. Tunurile, rachetele, armele sunt complet nefuncționale. Și la mine la fel, nimic nu merge. Am fost sabotați. Șerif, retragerea! Despărțiți-mă! Șerifii se retrag, domnule. Minunat! Vreau să scanez nava aia. Imediat, domnule! Măi, să fie, ce avem noi aici? Defectul. Ah, da, e cel care a scăpat. Nu și de data asta. Ești sigur, Victor? Pare groaznic de periculos. Teleportează-mă pe navă. E imposibil, domnule, are scuturi. Atunci du-mă cât mai aproape. Nu, nu-l pot abandona. Ratchet, ce faci? Atac! Ratchet, nu faci asta! Dacă ne dai un minut, putem elabora un plan. N-avem timp. Capitanul Quark e acolo, luptă singur cu o armată întreagă. Am permisiunea să aterizez, permisiunea acordată. Cine e azi de gardă? Masaj la picioare, acum! Barajul lor defensiv e prea puternic. Retrage-te, nava ta nu va trece. Nu trebuie să aterizez. Trebuie doar să mă apropii. Integritatea fuzelajului 2%. Pregătește-te de ejectare. Ratchet, te rog, ascult-o pe Elaris. Șansele de supraviețuire în cazul unui atac frontal sunt de 600.993 la 1. Eroi mari fac lucruri mari. 3, 2, 1. A reușit! Ce-a fost asta? Nu știu. Voi investiga. Cred că a trosnit nava. Nu trebuie să ne alarmăm. Defectule! Vai de mine! Vin după tine, defectule! Cred că avem o problemă. Ești cine vine? Camera distrugătorului stă la 47 de metri sud-vest, apoi drept înainte. Ratchet, unde ești? Nu pot vorbi, sunt aproape de camera de control. Capitanul Quark a stricat nava, nimic nu funcționează. Și cred că Clank are probleme. Recepționat, după ce opresc distrugătorul planetar, mă duc să-l ajut. Distrugătorul planetar e operațional. Bravo, băiete! Bravo! Zi de zi mă întâlnesc cu tâmpiți. Dar tu ești de dreptul special. Luați-l. Unde ești? Ești să lupți! Vrei să te lupți? Îți arăt eu ție! Nimeni nu mă rețetă! Ah!
Mor! Vino înapoi! Te voi face să-ți dorești să ne fi fost creat! Metul suprem echipat! Nu e decât un ratat de vechi! Poate, dar nu ruginesc! N-am avut niciodată o planetă adecvată. Mi-am petrecut ani de creștere sub pământ, unde totul era negru și ur și fierbinte. Și eu zic soldat? Nu, am zis sold out, pentru că se vânduse tot. Eu, bună. Quark? Asta e jenant. Data viitoare, când tu și șerifii stupizi decideți să faceți pe eroi, plănuiți mai bine. Aruncă-l într-o navetă. Vreau să vadă efectul eșecului său. Drake, nu face asta. Pe Novalis trăiesc milioane de oameni. Da, da, dar au dus-o bine destul. Acum e rândul nostru. Inițiați distrugerea planetei. Porniți-a! ID-ul tău. Bine ai venit la bord, capitane? Oh, da. Mersi. Porniți combinele. Din cauza distrugerii planetei Novalis și a trădării șocante a capitanului Quark, președintele Phyronix a emis o avertizare pentru cetățenii galaxiei. Locuitorii trebuie să rămână în case până la rezolvarea crizei. Și chiar dacă planeta a fost evacuată cu succes, întrebarea rămâne. Ne-am pus speranța în lombaxul greșit? Intru. Procostumul tău bipăie mereu. Toată ziua, toată noaptea. Voci te roagă să te întorci. Șerifii ăia șmecheri sunt foarte insistenți. Da, mersi, Grim. Îl voi opri de dimineață. Hei, mi-amintesc de asta. Te plimbai prin garajul meu și mi-ai luat Sania cu reacție ca să te plimbi.
fără teamă, fără verificări, ai dat de buton și dus ai fost. A fost nevoie de 3 roboți de poliție să te prindă din urmă și să te învețe cum să te oprești. Presupun că voiam să fac ceva important. Voiam să contez, înțelegi? Eu nu m-am priceput să dau sfaturi. Dar știu asta. Pentru a fi erou, nu trebuie să faci lucruri mari, ci să faci ce trebuie. De fapt, nu e un sfat rău. Mulțumesc! Am și eu sclipiri uneori. N-am nimic. Dragul și iubitul meu, Victor, ai fost un minunat prieten și companion. Onest, loial, ruginit. Pe bune, ruginit, te puteam auzi din cealaltă parte a navei. Dar totuși te cinstim prin acest moment de reculegere pentru a-ți mulțumi pentru sacrificiu. Îți vom duce lipsa. Să înceapă spectacolul! Aduceți noul coartu! Aduceți noul coartu! Cum merg lucrurile pe acasă, Jeff? Grozav! Minunată! Am reușit, tată! Am reușit! E minunată! Eram sigur că te găsesc aici. Clank? Nu mă întorc, Clank. Aici e locul meu. Ai avut dreptate. Faima e supraapreciată. În special când ești faimos pentru un dezastru total. Dar n-a fost un dezastru total. Autoritățile îl numesc un absolut și total dezastru, în timp ce echipele de salvare cred că... Scuze! Evacuarea planetei Novalis a avut succes. Nimeni n-a fost ucis sau rănit. Dar oamenii aceia și-au pierdut casele. Și pentru asta e doar vina mea și atât. Să te învinuiești și să-ți asumi răspunderea sunt două lucruri diferite. Dacă tu chiar vrei să fii luat în seamă, data viitoare vei face ceea ce trebuie. Data viitoare? Drake mai are o țintă pe listă. Acum, cu capitanul Quark lucrând pentru inamic, șerifii au nevoie de tine mai mult ca oricând. Și aș vrea să-mi ofer ajutorul în orice mod posibil. Partenere. Cutremur! Ce e asta? Oh, am adus câteva prieteni. Gata, s-a terminat cu plânsul. E timpul să revii la treabă. Ascultați, băieți, îmi pare rău că v-am părăsit. Chiar dacă am stricat totul, ar fi trebuit să rămân să repar lucrurile. Cu toții am greșit. Poftim, fii atent. Poza mea de cadet. Pe bune, așa vreți să jucați? Bine, nu e nevoie să faci pe cineva de râs. Bine, calmați-vă. Avem o treabă de făcut și am nevoie să împușc ceva imediat. Ei bine, înainte să plecăm să împușcăm chestii, mă gândeam că... Hai, veniți! Despre asta e vorba. Lăsați o baltă. Nu, stai. Continuă. Cred că trebuie să ascultăm ce aveți voi de spus. Păi, dacă nu putem muta o planetă din drum, mă gândeam... Ce-ar fi dacă am muta arma care țintește planeta? Să mutăm distrugătorul? Să-i schimbăm traiectoria. Bine, super. Și cum vom face așa ceva? Încă nu știu, dar lucrez la asta. Cred că am o idee. Și după ce mi-ai hainele de la spălătorie, trebuie să lustruiești segway-ul. Drake, vreau să vorbim. Ai încercat să-mi omori șerifii. Ai spus că îi vei lăsa în pace. Și atunci vorbeam serios.
Detest vărsarea de sânge ca orice blar. Dar uneori, sacrificiile sunt necesare pentru binele suprem. Știu că lucrez cu Nefarious la asta. Da, nu-i minunat? Facem parte din aceeași echipă de vis. Oh, ar trebui să facem tricouri. Faci o mare greșeală. Habar n-ai de cât rău este în stare. Oh, dar știu. Chiar scrie în CV-ul lui. Abilități speciale. Groaznic de malefic, oribil de malefic, diabolic de malefic. E foarte specializat. Oh, și se pare că poate jongla. Apa! Vorbește cineva despre mine? Și iată că vine jonglerul nostru psihopat. Ai murit în timpul evadării. Au existat martori. Oamenii vor spune și vor face aproape orice pentru prețul potrivit. Al tău care a fost, Quark? Care a fost prețul tău să-ți vinzi prietenii? Fața ta de pe altă cutie de cereale, poate? De ce n-o ștergi de aici? Pentru ca eu și președintele să trecem la treburi mai serioase. Dar și eu ce să fac? Pot să păzești răcitorul de apă al navei. Oh, dar cu furie. Asta a fost nostrim. Și tricourile ar fi o idee bună. Bune pentru moral. Ce zici, Nefi? Ce-ar fi să... Transforminatorul. Una dintre armele mele preferate. E timpul să schimbăm conducerea. Bine, s-o facem. N-avem prea mult timp la dispoziție. Folosește cum s-o numi chestia asta. Așa e bine. Da, e bine. Chiar aici. Aduceți totul, conectați totul, electrificați totul. Să vă asigurați că electricitatea trece prin tot. Măcar puțin. E bine așa. Orice ar fi asta, te descurci cu program. Bine. Hei, oameni buni, veniți aici imediat. Vă rog. Nu veți crede asta. Am reușit să decodăm planurile distrugătorului planetar și am găsit următoarea țintă. Umbres. Păi, cel puțin a ales o planetă goală de data asta. Da, dar e o planetă volatilă. Miezul e făcut din meluvium pur. Aruncarea lui în aer va declanșa o reacție în lanț care va distruge întregul sistem solar. Dar de ce ar vrea Drake să facă asta? Credeam că încearcă să construiască planeta perfectă. Păi, pentru că Umbris n-a fost ideea lui Drake. Da? Ce vrei să spui? E Nefarious! Dr. Nefarious? Nu, Steve Nefarious. Sigur că Dr. Nefarious. Da, e ciudat că n-ai menționat asta când te țineam atârnat peste marginea clădirii. Păi nu m-ai întrebat, nu-i așa? Gata, m-am săturat, îl împușc. Nu-l împușca. Sunt confuz. Credeam că Nefarious a murit. Doar pe interior. Dar altfel este foarte... în viață! Bine, împușcă-l. Vroiai un nou quartu? Atunci asta vei primi, drum bun! Intrăm în atmosfera planetei Umbris. Da, mai avem puțin. Este începutul sfârșitului. Sfârșitul cui? Să înceapă jocul! Detonarea de la distanță activată. Hai că se îngroașă gluma. Spațiul aerian Umbris e timpul unui montaj scurt. Doar atât ne putem apropia fără să fim reperați. Bine, deci care-i planul, Elaris? Haide, te ascultăm. Păi, am lucrat din răsputeri la ceva numit holoproiectorul. Va proiecta o copie vizuală și audio a capitanului Quark. Atât de realistică că i-ar păcăli și propria mamă. Cu Ratchet deghizat în Quark, vor ateriza pe distrugător păcălindu-i ușor pe prostuții blargi. Da, capitane, cu ce să te ajut? Salutare, cetățene! Mă întorc din patrulă. Recepționat. Dezactivez scutul în zona 24A. Odată intrați, Ratchet și Clank se vor strecura pe navă până vor ajunge la generatorul principal. Când Ratchet va expune stabilizatorul, poate fi ușor deconectat.
Da, am reușit. Între timp, Clank va dezactiva toate celelalte arme accesând computerul principal. Armele au fost dezactivate, lăsând distrugătorul planetar complet vulnerabil în fața forțelor externe. Atenție, atenție! Reactorul principal dezactivat. Atenție, atenție! Atenție, reactorul principal dezactivat. Doctor Nefarious, domnule, adică, doctore, unde vă duceți? Eu? Nicăieri. Sigur nu plec din calea undei de șoc galactice. Ce? Ce? Am fost atacați. Șerifii galactici încearcă să oprească distrugătorul și nu-l găsesc nicăieri pe președintele. Trec! Ah, dacă vrei să faci ceva bine, fă-o cu mâna ta. Atenție, atenție. Reactorul principal dezactivat. Adică toată lumea. Ratchet. Am scăpat. Toate unitățile, atacați! Da, foarte tare, băieți! Ratchet! Oh. Salutări, cadet! Capitane Quark, în numele șerifilor galactici, te arestez! Nu, nu poți face asta! Te arestez și eu! Sub ce acuzație? Arestare falsă? Pentru că ești enervant? Cui pasă? Ți-ai înjunghiat pe la spate propria echipă, Quark! Așa cum m-ai înjunghiat și tu! Mi-ai luat fanii, sponsorii, înțelegerile mele lucrative, locul de parcare! Erai eroul meu, iar acum nu ești mai bun decât Nefarious. Cum îndrăznești? Sunt mult mai chipeș decât Nefarious. Te arestez cu forța, dacă trebuie. Vai, un micuț Lombax cu o armă mică. Nu-mi spune ce să fac! În stânga, Ratchet! Acum la dreapta! Destul, Quark! Nefarious te păcălește! El vrea să distrugă întreg sistemul solar. Oh, da, sigur, tu știi totul. Hei, ce-ar fi să-l ascultăm toți pe Ratchet? Ratchet, atenție! Vai de mine! Fie răstraiele, te-am învățat mai bine de atât. Mi-a intrat în gură, chiar în gură! Este mult prea bun. Vai de mine. Lansatorul Tornadă. Poate că Nefarious e un psihopat lunatic, dar știe să facă o armă. Quark, te rog, tu nu ești răufăcător. Tu nu ești un Nefarious. Tu nu ești așa și știi asta. Dacă Umbris e distrus, toată lumea va muri, inclusiv noi. Așa îți dorești să fii ținut minte? Nu știu cum s-a ajuns așa departe. E de-a dreptul patetic. Nefarious, renunță, s-a terminat. Fiind șeful șerifilor galactici, el a venit să te aresteze. Eu? Absolut, arestează-l pentru crime de nedescris împotriva galaxiei. Crimele mele? Adevărata crimă este modul în care m-ați tratat. Șerifii nu mi-au dat nici măcar un laborator adecvat. Avem un buget limitat. M-ai numit regele turmei de tocilari. Dar așa te alintam. Zi după zi slugăream, cream toate armele și echipamentele care te făceau să pari un erou. Dar tu nu ești erou. Nici măcar un răufăcător bun nu ești. Ești cel mai mare bufon al galaxiei. Poate, dar până la urmă ultimul bufon ești tu. Stai, ce?
panică. Sigur că a avut. Ba nu! Sună de parcă ai fi combinat vreo 20 cale pentru a scoate inerțiile alea. Atunci alege una. Dar nu merge așa. Sunt gata să pornesc megamagnetul. Dar Ratchet și Clank sunt încă acolo. Drake va trage în orice moment. Nu mai avem timp. Ideea e că dacă folosești o singură zicală, ar trebui să aibă logică și să aibă legătură cu situația. Uite, inventez mii de zicale pe an. Nu pot fi toate geniale. Haide, mâinile sus. Peste cadavrul tău! Wow! Mega magnetul activat. Putere maximă. Funcționează. Nu-l scăpa. Distrugătorul planetar e activ. Quark, nu-l lăsa să-l pornească. Drumul, perimacule. Știi, poate trec că a avut dreptate. Sunt un savant de bun. Netot insolent, idiot! Asta. Nu! Planul meu! Mi-ai distrus planul! Îi așteaptă asta de mult timp! Quark! Dintre toate genialele mele creații, asta e preferata mea! Ea este F-E-A, adică fundul tău e alșice! Hei, Nefarious! Ce? Ea e cheia universală. Da? Atenție! Intrăm în atmosfera planetei Ulis. Vreo idee? Haideți, băieți! Ieșiți de acolo! Acum! Nu vor putea să iasă la timp! Trebuie să-i ajutăm! E prea târziu! Nu mai putem face nimic! Trebuie să găsim telefotoarele lui Drake. Am văzut unul pe punte. Atenție! Oh! 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 Heia! Țineți-vă bine, băieți! E aici! Apasă frânele! Calm! Știu foarte bine ce să... Oh!
Oh, nu! Nu pot ajunge la timp! Plecați cât mai puteți! Teleportorul se încarcă. Ce faci? Improvizez. Suntem morți? A? Suntem în viață. Toți șerifii sunt vii și nevătămați. Bun venit înapoi, șerifilor. Bună treabă! Câte planete crezi că trebuie să salvez pentru a-mi spune erou din nou? Nu trebuie să faci lucruri mari să fii erou, Quark. Doar să faci ce trebuie. Oh! Nu știu. Poate va valora ceva într-o zi. Trebuie să recunosc că e ciudat că încetarea bruscă a vitezei în comparație cu inerția nu v-a făcut pe niciunul să... Vai de mine. Nu-i nimic, cadet, se poate întâmpla și celor mai... A fost oribil. Oh, frate... Vol să înceteze! Mergem să ne alăturăm celorlalți? Mi-ar plăcea, dar trebuie să-mi țin promisiunea față de un vechi prieten. Înțeleg. Nu te teme. Sunt sigur că ne vom mai întâlni într-o zi. Este o galaxie mică. Presupun că ăsta e rămas bun. Acum îmi poți da drumul, rege. Oi, de care-i treaba? Eu plătesc bani bun pentru asta. Ei, să știi că n-am timp de fiu. Te rog, dă-te la o parte. Hai că și eu mă gândesc. Aceasta a fost scena de azi când mii de oameni s-au adunat să-i primească acasă pe șerifii galactici, oferindu-le o primire triumfală pentru salvarea galaxiei. Cetățenii recunoscători s-au adunat la sala eroilor pentru a marca această zi care va rămâne în inimi și în gânduri pe vecie. Iar soldatul Quark, recent degradatul șerif, va începe un turneu galactic de cerut scuze, promovând cu nerușinare noua sa carte. Ascultă, am zis că îmi pare rău, da? Când a fost rugat să comenteze, fostul capitan a spus următoarele. Pregătiți-vă să fiți uimiți de epica mea umilință! Totuși a fost o absență ciudată de la festivitățile de azi. Cea a noului șerif uimitor și adoratul presei, Ratchet. Lăsând acest reporter cu o întrebare. Ce face un Lombax după ce salvează galaxia? Poate nu vom afla niciodată. Iar acum, un reportaj despre un mic Lipod care poate cânta la ukulele. Haide, n-avem toată ziua. Mai avem 10 spălări cu Proton până la prânz dacă vrei să respectăm programul. Să fiu cinstit, credeam că vei fi așa de emoționat de gestul meu încât vei spune că suntem chit. Vezi? Te-ai cam înșelat, nu-i așa? Ei, știi ceva? Gata, nu te mai agita, te-am auzit. Vezi urechile astea? Ei, stai, stai! Așteaptă-mă, am probleme cu abandonul! Îți pot sugera ceva? Da? Modificând acel spălător protonic cu un coasar Gagetron, ar mări eficiența cu 47,4%. Un coasar flash, a? Păi nu prea știu. Pentru așa ceva e nevoie de doi oameni. Și Grim nu mai așa de ager ca înainte. Atunci poate pot rămâne aici să te asist. Dacă nu te deranjează să stau aici pentru o vreme. Glumești? Treburile au fost mult prea liniștite fără tine prin preajmă. Da, eu aduc o sclipire lucrurilor, nu-i așa? Da, Clank, ești un sălbatic. Dacă tot veni vorba, trebuie să presupun că nu mai ești unul dintre șerifii galactici. Ba da, odată șerif, mereu un șerif. Crede-mă, când cineva va încerca să arunce în aer o altă planetă, voi fi gata de drum. Dar hei, care sunt șansele să se întâmple asta? Exact 87.534 la 1. Da,
Ești un sălbatic. Locul prăbușirii distrugătorului planetar. De parcă nu vă așteptați. Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română Marius Săvescu, Răzvan Hâncu, Mircea Grâmbăreanu, Gabriel Răuță, George Petcu, Nicolae Lică, Georgiana Saizescu, Anastasia Paserotti, Nicolae Predică. Traducerea Bogdan Vaman. Inginer de sunet Nicolae Lică, Florin Crăciun. Regia Laurean German. Now it ain't 2 Chainz, new thing, I'm the rap game Bruce Wayne, on Hollywood Boulevard, and they like, who's he? They claiming that we used to kick it like Bruce Lee. I said, when you feel the fans,
Ce? Mai sunteți aici? Toate logo-urile și chestiuțele au trecut deja. Asta înseamnă că e gata! Plecați! Nu e nicio secvență la sfârșitul filmului. Dacă aflu cine a început cu prostia asta, îi voi da un șut drept în... Am zis să o ștergeți!